Salut, prieten! Astăzi am pregătit pentru voi un film. Astăzi e 21 martie 2021. Am pregătit pentru voi un film pe care l-am uploadat pe YouTube fără să-l fac public. Și n-a trecut foarte mult timp și am primit un mail de la YouTube prin care mi se spune că a copyright owner using content ID, deci un posesor de drepturi de autor folosind conținutul, ID-ul conținutului, are anumite pretenții despre ceva material în filmul tău. Filmul tău este live și setările de vizibilitate pe care le-ai selectat rămân valabile. Dar în acest moment este fie monetizat de către proprietarul drepturilor de autor sau au decis să primească detalii în ceea ce privește, să zicem, traficul pe care l-a făcut acel video. Aceasta nu este o avertizare de copyright. Această pretenție, această cerere nu afectează statutul contului tău. Filmul se numește Avarii Primăvara și Copyrighted Content, It Might As Well Be Spring. Și cine a cerut? Warner Music Group. Ok, care sunt următoarele opțiuni? Următorii pași. Dacă nu sunt nicio problemă, nu trebuie să ei nicio, nu să întreprezi nicio acțiune și nu trebuie să ștergi video. Dacă ceva a fost greșit și proprietarul drepturilor de autor sau sistemul nostru a făcut o greșeală, avem un proces de dispută. Folosește asta numai dacă ești sigur că ai drepturile să folosești tot conținutul din filmul vostru. Și o altă opțiune ar fi să îmi înlături conținutul, partea care îmi conține conținutul reclamat. Bun. Și mă întreabă dacă am nevoie de copyright safe songs. Haideți să vedem în ce constă filmul pe care l-am postat. YouTube Studio. După cum vedeți, în acest moment, filmul nu este live. Ok? Ultimul film pe care îl vedeți aici, care este live, este cel despre Canon Ixus 185, film pe care l-am postat alaltăieri. Da? Și dacă mergem la content, abia acum vedem faptul că filmul este nelistat și îmi spune că este nemonetizat. Însă eu când am făcut upload, nu am activat, din contră, am dezactivat opțiunea de copyright. De ce? Pentru că în film am o melodie pe care o cântă Shirley Bassey cu titlul pe care îl vedeți aici. It Might As Well Be Spring. Da? Sincer, nu mă așteptam să am o asemenea surpriză, mai ales că nu am avut nicio intenție să fie ca videoul meu să fie monetizat. Da? Și nu am pus nici la sfârșit absolut nimic. Aș vrea să invit oamenii să subscrie, da? În acest moment, vedeți, end screens nu este absolut nimic selectat. Da? În mod normal, dacă aș avea un beneficiu, să zicem, de pe urma acestui film, să zicem că aș înțelege copyright claim. Pur și simplu este un time-lapse pe care l-am făcut venind de la Erlangen către München, în care, dacă la început părea că e vreme frumoasă și totul drumul va fi a breeze, am trecut prin niște zone foarte, foarte, cu vreme foarte rea. În fine, nu știu, chiar nu știu cum să procedez cu acest film. Să-l șterg sau nu șterg, ideea din punctul meu de vedere este că nu am activat această monetizare, da? Și de-a lungul filmului am scris de fiecare dată unde a cântat Shirley Bassey că este vorba despre Shirley Bassey și despre melodia It Might As Well Be Spring. Sunt un pic dezamăgit, poate că e greșeala mea, poate că trebuia să citesc mai atent regulile cu care funcționează YouTube, însă sunt o groază de canale care doar asta fac, redau muzică. În momentul de față îmi pare rău că nu am înregistrat, nu am făcut print screen-uri când am uploadat filmul. În fine, să sperăm că acest incident nu va avea efect asupra canalului meu și o să reuploadez filmul săptămâna viitoare, când sper să nu mai fie vreo problemă. Ok, prieteni, o să mă opresc aici. Sincer, au trecut 11 ani de când fac filme pe YouTube și observați că canalul meu nu este foarte popular. Am 3750 de abonați. Însă ceea ce mi se pare nefiresc este că filmul meu a fost descoperit, deși nu a fost listat. Ceva este fishy. Ok, prieteni. Aceasta a fost
Vă mulțumesc că v-ați uitat, stay safe și ne vedem în filmulețul următor. Evident, dacă voi mai avea un canal YouTube. Ciao!